dragii mei, după cum tot procedez în ultimele luni, profit de faptul că am filmat un clip ca să fac și intro-ul și outro-ul pentru săptămânale. Deci vă invit să vedeți ce cumpărături săptămânale am făcut la început de decembrie. Din piață am cumpărat o bucată de caș, castraveți, ridichi, merișoarele astea adorabile. Sper să fie și dulcege, ardei, capia, ceapă uscată și atât. Cu piața, din zona pieței de lângă noi, cumpărăm noi niște pateuri cu carne de la această patiserie fast food Corso, iar din magazinul Paco, acel lanț local de magazine despre care tot vorbesc, câteva clementine, câteva mai multe, adică un kilogram 302, ne-a costat 7 lei și 15 bani această cantitate. Mănâncă fetele foarte bine, e sezonul lor, se decojesc ușor, și o pâiniță, pâinea bunicuței, pentru că n-am mai găsit acea pâine mare, boierească sau domnească, sunt două variante. Una e de la Velpitar, una nu mai știu de la ce firmă, însă și sunt mari pâinile acelea și mult mai, am impresia că față de asta, acelea sunt grele, așa, sunt consistente, dar nu erau. Iar aici e o secțiune un pic atipică, pentru că sunt unele persoane, multe de altfel, care au și asemenea nelămuriri, dacă vreți, în privința alimentației noastre și la modul răutăcios, așa, ne adresează întrebări de genul, dar voi mâncați numai ambalat, voi mâncați numai... Chiar de curând am primit un mesaj, cred că acum vreo două săptămâni, un comentariu, dar cumva așa, să spun, ca să atâțe pe toată lumea și să comenteze toată lumea și să răspundă la acel comentariu, un comentariu de genul, n-am văzut numai ambalat, deci n-am văzut odată un pui de țară în clipurile lor sau ale ei, nu știu cum s-a exprimat. Bun, draga mea, vezi acum mai multe alimente de la țară. Pentru că de obicei ce primim de la țară, primim de la mama lui Florin și nu cumpărăm, nu mi s-a părut a fi demn de inclus în clipurile de cumpărături, indiferent săptămânale sau lunare. De aceea n-ai văzut niciodată un pui de țară în clipul meu, dar uite că îl vezi acum pentru prima oară. Bun, săptămâna aceasta am primit pachetel de la mama lui Florin. Alimentele nu au fost congelate, doar că noi le-am porționat așa cum ni s-au potrivit nouă și le-am congelat, așa că nu se va vedea perfect conținutul, dar vă spun eu despre ce e vorba. În fine, aici sunt ouăle, da, sunt ouă, deci acestea sunt de sine stătătoare, așa. Avem niște cărnăciori, că tot se apropie Crăciunul, mai avem niște usturoi, bun. Iar acum ajungem la secțiunea pasăre de țară, da? Au fost două găini mari pe care noi le-am separat așa cum ni s-a potrivit nouă. Am făcut două punguțe de carne pentru friptură. Și mai avem aici, și sunt deja congelate, că le-am băgat deja la congelator, și acestea pentru ciorbă, cu mai mult os, așa, la fel, le-am băgat la congelator, sunt congelate. Iar aici am oprit, nu o să ridic prea mult, că e, știți cum e, carne cu sânge, cu tendoane, cu oase, cu așa, și poate se uite și copiii, ale mele reacționează într-un mare fel când văd chestii de genul ăsta. E cărnița pentru a fi pregătită în acest weekend, un piept mare pentru prăjit și câteva... segmente așa cu os pentru supa de pui. Săptămâna asta chiar e de pasăre la noi, săptămâna de pasăre. Și am scos eu de la găină grăsimea și am împărțit-o așa în punguțe micuțe, cantitate mică așa de grăsime. Mă gândeam eu să o folosesc când fac pilaf, să fierb și să, știți, să iasă pilaful gustos și gras așa. Mai avem aici o carne, un fel de șunculiță, așa, nu se vede foarte bine, cu straturi de grăsime, așa, e o carne care a fost ținută la sare și pe care o vom folosi cu bulețe, așa, la varză, la fasolică prăjită, știți, la mâncăruri de alea scăzute, așa, unde se pretează ceva gras. Și au rămas cele două borcane cu untură pe care o vom folosi la cornulețe și iarăși la mâncăruri de astea așa de iarnă și scăzute, fasolică prăjită, varză. Da, sper că n-am omis nimic și sper din suflet că toată lumea acum e
liniștită și potolită și a înțeles că mâncăm, da, și alimente de la țară. Da, și acum ce voiam să vă mai spun, pentru că multe dintre voi m-ați întrebat referitor la familia lui Florin, la relația pe care o avem cu, sau pe care o am eu cu familia lui Florin, pentru că nu vedeți menționat prea des în clipuri. Noi am rămas doar cu mămicile, am mai spus asta, tatăl meu nu mai este tatălui Florin, nu mai este. Avem o relație absolut normală cu mama lui, cum avem și cu mama mea, doar că locuind la mare distanță, nu suntem acolo să filmăm sau să vedeți în clipuri acest lucru. Am mai menționat la un moment dat ce am să zic, că dimineața am vorbit cu mama lui Florin sau că am primit pachetel de mama lui Florin, nu menționez de astea în clipuri și de aceea poate ați trăit cu impresia că nu e aceeași relație și cu mama lui Florin, dar o iubim nespus și nu se pune problema, e fix aceeași relație și cu ocazia asta sărut mâna pentru toate bunătățile astea pe care ni le-ați trimis. Iar în secțiunea de supermarket avem din Lidl suc de mere și cătină. Găsesc prețul cel mai bun la sucurile naturale în Lidl, de aceea le-am tot luat de aici în ultima perioadă, hârtie igienică, mixul pentru cappuccino, am tot vorbit de el și în cumpărături și în terminate. Am găsit această selecție de praline vegane, wow, arată grozav, sunt trei sortimente, da, zmeură, alune crocante și sare de mare și caramel. Vegane. Apoi, acum, în apropierea sărbătorilor, au scos această variantă festivă de șoghetăn. E o ciocolată cu candy cane, cu bucățele de bombonele și gust de mentă. În notă și o să o încercăm. Știți că eu cu ciocolata cu mentă am mereu o atracție pentru mixul de ciocolată și mentă. Ciocolată pentru menaj, aceasta e albă. Am găsit mănușa aceasta pentru curățat autoturismul, redusă cu 30% la 11,89, special pentru oglinzi, mă interesează pe mine. Și atât din Lidl, mai avem doar o gratuitate și ciocolățele de astea cu cremă de mentă în interior. Aveam de ales între acestea și cele cu caramel sărat, mie nu mi-au plăcut deloc acelea. Acelea sunt de post, acestea parcă nu. Da, conțin unt, deci acestea nu sunt de post, dar sunt mult mai bune decât acelea. Bun, aici, Paco, lanțul local de magazine din oraș, mălai, pentru că la Kaufland l-au scumpit, aici încă l-am mai găsit la prețul vechi, mai avem câteva pachete, dar am mai luat două să le, să mă asigur că le cumpăr cu același preț. Roșen, ciocolata asta delicioasă cu bule de aer, are o textură fantastică, absolut delicioasă și e și de post. Am vorbit în ultimul clip de terminate despre ea. Duplo, am cumpărat două batoane de dragul vremurilor de mult. Tot mâncam ciocolățele de-astea prin adolescență, nu le-am mai văzut prin magazine, le-am găsit acum la Paco. Și tot de la Paco am mai cumpărat două pateuri de-astea delicioase de la Tulip. Unul clasic și unul picant. Am vorbit despre ele un pic mai mult în ultimul clip de terminate. E un pate de calitate superioară, nu se compară cu niciun altul. Am tot încercat eu în ultima perioadă și m-am întors la acestea super gustoase. Ingredientele sunt super ok, 46% ficat, ceea ce-ți dorești de la un pate de ficat, dar vreau să vă spun chestia cea mai tare. În Paco, de unde le-am cumpărat eu și cred că o să mai mergem să mai cumpărăm, costă în acest moment 6,49 lei. La Carrefour s-au făcut 10,50 lei. Deci aproape că-ți mai cumperi încă un pate, da? Adică din Paco pot lua două cam cu același preț cu care aș cumpăra unul din Carrefour. Vorbind de Carrefour, am cumpărat de aici niște cornulețe cu unt și iaurt și gem de caise în interior, erau la ofertă acum, și supele acestea instant
cu ingrediente super, super ok. 2 de pui, 2 de vită, pentru că au prețul cel mai bun în Carrefour. De la Mega Image am găsit iarăși la reducere laptele Artesana, care e delicios. V-am mai spus că îl găsesc la jumătate de preț în Mega Image, uneori. Și când este, cumpărăm și îl lăsăm să se acrească în frigider, deja rămâne un pic dulceag, nu se face lapte bătut, știți, cu bucăți de alea. Mie cel puțin nu-mi place textura aia. El se acrește, se încheagă parțial, dar rămâne un pic dulceag și cu caimacul ăla e delish. 3 sticle. Am omis aici, pac, o să vă arăt. Nu, am omis să vă arăt de la Pepco 2 pachete cu fundițe pentru decorat cadourile, că e sezonul, nu-i așa? 4 lei bucata. Mie îmi plac acestea care se și lipesc, au adeziv pe verso, se lipesc direct. Nu-mi plac acelea care se fac așa fâșie, ca cele care se prind la buchetele de flori. Și mai avem aici Kaufland, că am ajuns într-o zi la Kaufland. Pungi pentru sandvișuri, marcă proprie, deci un preț bun. Sunt acele punguțe din hârtie, dar un pic cerată, alunecoasă așa pe interior. Și la fel am mai găsit și în varianta asta. 100 de bucăți și 50 de bucăți îmi trebuie pentru sandvișurile fetelor. Napolitanele astea care sunt tare bune, cu ciocolata măruie și faptul că au textura asta așa, nu știu cum să vă explic, deci doar asta e o napolitană simplă, nu e nimic extraordinar la ea, dar faptul că e ondulată așa și subțire și crocantă, creează așa o senzație plăcută și un gust aproape diferit față de napolitanele obișnuite. Cam același lucru cu, de care vă spuneam, cu ciocolățica asta cu bule de aer. E vorba de textură, creează așa o chestie. Însă, din păcate, acestea nu sunt de post. Sare de Himalaya, Alpro cu ciocolată. E hiperproteică asta, băutura asta. Zahăr, un caietel, că v-am spus că am grijă să avem mereu rezerve în casă, Dictando și acum cu două școlărițe, înțelegeți, magiuni de prune și aloa florin, smântână dulce de cocos. Specialitățile astea, nu știu dacă le-ați încercat vreodată, aveau ceva asemănător și în Lidl, dar aduc doar pe perioada verii. M-am bucurat să văd că la Kaufland încă mai există. Deși s-a răcit afară, n-am mai cumpărat, cred că de vreo 2 ani, că nu știu, cred că de, nu știu, o dată de 2 ori am cumpărat, ever, dar sunt atât de bune și acum zic, hai să profit, că uite, la Lidl nu mai sunt și dacă mi-e puțin poftă. Sunt niște batoane de ciocolată care în interior au ca un suculeț așa de fructe, în varianta asta portocală și lămâie, deci e lichid conținutul, nu e jeleu. Cartușe pentru cana filtrantă, un preț foarte bun. Am impresia că, dacă nu greșesc, au fost 40 de lei, 40 de lei pachetul, sunt 4 cartușe, deci a venit cam 10 lei cartușul. Un preț foarte, foarte bun. Folie de plastic Alufix, folie de plastic marcă proprie Kaufland, dulceață de cireșe negre de la Topoloveni, pasă de tomate pentru gătit, tot pentru gătit mozzarella rasă, cereale cu lapte condensat, ulei de floarea soarelui, câteva chipsuri, câteva sortimente de chipsuri, acum iarna mai stăm la televizor și ronțăim și n-am mai cumpărat de mult. Chiar mi-era poftă și mie de chipsuri. Urmăriți cu atenție ingredientele totuși, în special când luați de astea cu arome, că au mai fost și cu monoglutamat, a trebuit să le selectăm un pic. Paprika, ciuperci și brânză cheddar și ceapă. Bureți pentru vase, niște cornulețe așa, șprițați digestivi cu fulgi de ciocolată. Vegani, deci, ați înțeles, pentru zilele de post. Și mă bucur că am regăsit și anul acesta acești biscuiți cu cremă. Sunt super buni, sunt de post. Niște biscuiți cu un ușor gust de scorțișoară. Eu nu sunt mare fan scorțișoară, dar aici e relativ discret aroma și nu mă deranjează. Și au o cremă dulce de migdale. Sunt foarte buni, însă nu i-am regăsit decât în Kaufland și doar în perioada sărbătorilor. Am impresia că anul trecut parcă nu i-am găsit. Așa, și un singur articol mai am. Acești colanței pentru Sophie.
I-am cumpărat din H&M. Și o să vă spun că au costat 39,99, dar sunt din parte din acea ofertă, cumperi 3 articole, plătești doar 2. În total au fost cumpărați pentru ambele fetițe 3 colanței, doar că pe ceilalți doi îi veți vedea probabil în alt context. Și cu aceasta, dragii mei, se încheie și acest clip. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. Vă rog frumos să dați un like videoului dacă v-a plăcut, să vă abonați la canal dacă nu sunteți abonați. Aștept și comentariile voastre, sugestii dacă aveți în acest sens și vă aștept și pe blog, scriu și acolo. Mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată. Pa, pa!